Fernando, drogheria, asta este cea mai bună afacere, asta n-are cum să nu meargă, gândește-te, toată lumea se îmbolnăvește, toată lumea, asta reușim, la sigur. Cea mai șmecheră meserie din lume este să fii drogher și cea mai șmecheră afacere este drogherie, să știe pe sistem. Ce faci, Fernando? Acest frumos Marfa Păteșchea. Ce fac, Fernando? Droguri? Păi nu e drogherie. Dacă e drogherie, nu vindem droguri pe sistem. Fernando, ești nebun? Cum să vinzi droguri? Cum să vinzi droguri? Ești nebun la cap? Aici vindem, uite, medicamente, șampoane, creme, la drogherie. Șampoane și medicamente? Da! Păi alea nu se vinde la farmacie. Fernando, ești nebun? Farmacie, drogherie, e același lucru. Nu este adevărat, la drogherie se vinde droguri. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Fernando, ba... Sărbuna. Ziua. Sărbuna și bine ați venit pe la noi, ai grijă ce faci că te omor cum un amul. Sunteți maximă de bunăciune, sărut mâinile, bine ați venit. Ce ați dori? Aș dori... Nu știu cum să vă zic. Doriți droguri, este? Ce să... Că la el e prima zi și nu știe în general despre ce e vorba. Dacă mai scoți un sunet, te omor cum un om. Spuneți, vă rog, ce ați dori. Aș vrea, nu știu dacă aveți, pilula de a doua zi. Pilula de a doua zi? Da. Păi veniți mâine. Fernando, de ce a plecat? Nu-i te-a plecat acasă! Păi cum adică să plece acasă, Fernando? Dar ce vroia? Vroia pilula de-a doua zi și a spus frumos să vină mâine! Doamne, de ce mi l-ai dat mie, Doamne? Doamne, de ce, ce rău ți-a... Sărut mâinile! Spuneți-mi, vă rog, aș vrea și eu așa... Hașiș? Câte grame să fie, Doamnă? Fernando, ești nebun? Ce hașiș, Fernando? Ce a spus? Cum adică hașiș, Fernando? Păi dacă așa a spus doamna că vrea hașiș, cum să spune? Păi de ce dai vina pe mine? Întreabă frumos ce vrea. A zis hașiș. Fernando, mă scuzați. Ce doriți, doamna? Deștepte, vreau și ori niște paracetabol, sinus, că sunt boldavă, rău. Vezi că ești bagabantă, păi mie îți spui una și l-o stai spui asta? Bagabantă, care ești? Păi nu te rușine să vorbești așa, Fernando, că mi-a venit a doua zi, așa arăta, domne, cine-i patron aici, domne? Vă rog frumos să scuzați, nici nu știu, avem, e mare problemă că e în prima zi și emoția pe el îl face, spuneți-mi, ce ați dori? Dom'le, vreau și un paracetamol sinus, pentru că sunt foarte, foarte răcită. Fără nicio problemă, dar din punctul meu de vedere, paracetamol sinus e pentru răceli superficiale. La cât sunteți de răcită, aveți nevoie de un medicament mult mai puternic. Vă aduc imediat. Da, mai puternic poate că trebuie ceva intravenos. Ce ați spus? Un medicament intravenos, poate e mai bun. Un medicament intravenos? Da. Ceva intravenos să da, fie? Da, da, intravenos. Că avem o heroină de cea mai bună care... Fernando! Te omor cu mâna mea! Doamnă, acestea sunt medicamentele de care aveți nevoie și dacă mai doriți și altceva. Da, aș vrea și eu apă de toaletă, vă rog. Sigur, Fernando, mișcă-te și adu apă de toaletă, că eu stau aici să nu se întâmple nimic. Deci astea credeți că sunt suficient de puternice, absolut, da? Absolut, paracetamolul este pentru răceli deci superficiale. Deci nu trebuie ceva intravenos. Nu, sigur nu vă... Ce e asta, domnule? Apă de toaletă pe sistem! Domnule, omul ăsta are o problemă, domnule! Să-mi scuzați, vă rog, Fernando, te omor cu mâna mea, vă aduc parfumul absolut imediat. Să citiți prospectul cu mare, foarte mare atenție și să nu luați pasire decât după fiecare masă. Am înțeles. Și când sunteți la dumneavoastră acasă. Păi de ce trebuie să fiu neapărat acasă? Pentru că dacă luați pastila la restaurant, sunt 20 de mese, 20 de pastile, faceți intoxicație, vă umpleți de bube pe sistem. Doamne, Doamne! Domne, da. Nu mai vreau, domne, nici apă de toaletă, nu mai vreau nici medicamente, nu mai vreau nimic, domne, asta nu este nici drogherie, nici farmacie, domne, asta e spital de nebuni, dați-l pe ăsta afară de aici, domne, este incredibil, să-ți fie rușine! Ești mare bagabantă! Fernando, te omor cu mâna mea, ne-am pierdut toți clienții astăzi din cauza ta! Bună ziua! Bună ziua! Apă de gură aveți? Apă de gură? Da, apă de gură.
Nu! Nu avem apă de gură. Altceva mai doriți? Da, aș dori niște praf de scărpinat pentru nas. Mă mănâncă foarte tare nasul și... Și pentru... Da, pentru... Am înțeles că vă caut în depozit și vă aduc imediat. Vă mulțumesc. Praf pentru nas dorești? Da, praf pentru nas, că mă mănâncă. Dumnezeu mi te-a scos în cale. Fratele tău îți dă cel mai șmecher praf de nas. Fii atent. Nu stă din marfa asta, adevărăciune maximă. Hai, mersi. E bună? E cea mai bună! 2 milioane! Îmi pare rău, dar în depozit, nu? Ce ai făcut, Fernando? Am vândut droguri! Fernando, cum să vinzi droguri, Fernando? Ce ți-am spus eu, Fernando, să nu vinzi niciun drog? Ce ți-am spus să nu vinzi niciun drog? Nu se poate așa ceva! Nu facem așa ceva! O să ți le strâng, să ți le bag pe toate. Dă și mie 2 bile. 2 bile, tărul meu? Fratele meu de heroină! N-avem! Nu avem! Păi cum aveți mie aici, drogherie? Ai văzut? 1 milion! Te ajută fratele tău! Să aveți o zi bună! Și tu la fel! Cine este nebunul? Fernando, ia-ți bani înapoi, ăștia-ți bani murdari! Fernando, uite-te bine în ochii mei. Mi-am pierdut soția din cauza ta, mi-am pierdut copiii din cauza ta, nu vreau să-mi pierd mințile și nici viața. Nu vindem droguri. Punct! Mă mănâncă nasul. Pentru că o să ne certăm. Ai lua niște prafuri? Ia ce, Doamne, iartă-mă, vrei tu. Fernando, ce... Moare! Fernando! Sunt Crocodile Hunter! Sunt un crocodil! Fernando! Doamne, iartă-mă! Fernando! Băi, băiatule, ce ai mântat? Fernando! Stai cu minte! De așa! Nu! Fernando. Ești mama mea! Mamă, te iubesc! Fernando! Ești gagică bună pe sistem? Doamne, iartă-mă, Fernando! Ce-ai luat, mă, băiatule, mă? Fernando! Nu! Sunt un crocodil! Fernando! De așa? Fernando! Ce ați dori? Niște șampon! Niște șampo! Pă, dar ce, băi, inventar? Nu. Sergem Vârtosul. Să treci. Băi, am auzit că comercializați substanțe interzise, e adevărat? E adevărat! Vreau și eu 2 țigări cu marihuana.